Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am gândit să vă pregătesc un clip așa mai în vogă, ca să zic așa, sau mai simplist, dar destul de căutat. Și anume am să vă arăt cam ce se află în geanta mea. De data aceasta am să vă arăt o geantă pe care, dacă mă urmăriți, o cunoașteți deja. Și este cea mai nouă geantă a mea, practic, și este cea de la Oriflame, pentru că mi-a plăcut foarte mult designul ei. Nu mi-a plăcut fiecare geantă pe care am câștigat-o de la ei, dar acesta mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că culorile sunt superbe și chiar merg vara asta. După cum vedeți, este așa un alb și cu un crem și aici pe mânere și pe baretă are așa un fel de imitație de piele de șarpe. Și ideea e că dacă vă place geanta asta, nu puteți cumpăra din niciun magazin, puteți doar să o câștigați dacă vă alăturați echipei mele în catalogul acesta sau în catalogul numărul 10. Tot ce trebuie să faceți este să-mi scrieți pe pagina de Facebook pe care o găsiți întotdeauna în descrierea acestui video. Din păcate, această geantă nu este de vânzare. Știu că m-ați întrebat foarte multe persoane, dar nu se poate vinde, se poate doar câștiga. Și acum am să vă arăt ce se află în ea. Pentru că nu știu dacă știți, dar eu sunt managerul Oriflame, o să vedeți destul de multe produse de la ei, dar n-am ce face, e job-ul meu și cu asta mă ocup. Am să încep cu chestiile mari. Bine, dacă eram la facultate, probabil aveam foarte multe caiete, dar nu cred că urmăriți acest video ca să vedeți caietele din geanta cuiva. Dar am să vă arăt că am cel puțin două cataloge, văd că de data asta am trei cataloge în geantă. Numărul 9 și numărul 10. Bineînțeles că am și programe de bun venit pentru că mereu le iau cu mine. Din ele puteți câștiga voi geanta aceasta. Mai am și foarte multe invitații, carduri răzibile, cum să le spun, pe care le part de obicei prin oraș cu fetele și le țin la mine pentru că oricum sunt ușurele și mereu am nevoie de ele. Dacă o să vă întrebați ce e cu părul meu în halul ăsta și ce e cu make-up-ul, dacă mă urmăriți pe pagina de Facebook, știți că mi-au sosit niște produse noi și abia așteptam să le încerc și astăzi m-am decis să le dau o șansă. Mai exact să le încerc și da, sunt extrem de mulțumită de ele și îmi plac foarte, foarte mult. Iar faza cu părul, nu știu, mi s-a părut foarte nașpa, arăta destul de urât și m-am gândit, nu știu, să-i fac o chestie, orice chestie prin el și a ieșit chestia asta. Na, acum sper că vă place. Mai am și o foaie pe care sunt scrise niște numere de telefon pentru că întotdeauna am foi de genul prin geantă. Șervețele, pentru că știți și voi șervețele. De obicei am și un pachet de șervețele umede, dar s-a terminat și o să le desimplu se terminate probabil. Așa că n-am să vă arăt decât șervețele uscate și am mai multe pe aici. Mai am și foarte multe pixuri pentru că mereu mi se termină câte unul. Și nu știu, le țin mai multe de rezervă, habar n-am. Am și o perie de păr. Peria aceasta de păr, să știți că am luat-o de la un magazin normal și îmi place destul de mult, se deschide în acest mod. Nu mai știu exact cât am dat pe ea, are și o glinjoară aici și peria se desface, da, sper că o să-mi iasă mie să o desfac. Destul de greu să desfacem în orice caz. Ah, gata, am desfăcut-o. Și așa arată peria. E drăguță și, nu știu, pentru mine e chiar utilă când plec pe undeva. Și acum să o băgăm la loc. Gata, am băgat. Ce mai am, ce mai am? Și mai am agenda aceasta pe care, mă rog, întotdeauna țin o agendă în geantă. Acum s-a nimerit să fie aceasta de la Oriflame, care îmi place extrem de mult. Deci este o agendă must-have. Îmi place enorm și de obicei nu-mi plăceau agendele de la ei pentru că mi se păreau prea simple, habar n-am, nu prea îmi plăceau. Nici aceasta nu m-a atras atunci când am văzut-o prima dată, dar văzând-o pe YouTube, așa cum au descris-o fetele, chiar m-a atras pentru că conține diverse chestii care, na, dacă faci parte din compania asta, te ajută într-un fel. Și prima pagină vă scrieți voi numele și chestii de genul acesta, iar aici sunt campaniile, numărul de cataloge și aici este adresa lor de la sediul central din București și avem și pagina lor de Facebook și site-ul și Instagram-ul. Apoi este calendarul acesta pentru fiecare lună din an. Apoi mai aveți încă un tip de calendar în care puteți să vă treceți voi, nu știu, evenimente din viața voastră din fiecare zi. Așa. Și aici sunt diverse sfaturi care în general ajută consultanții pentru că vă învață cum să lucrați cu catalogul, vă arată planul de succes din care puteți vedea ce câștiguri financiare puteți avea și dânsul se desface, uite așa, nu știu dacă îl vedeți voi, dar uite așa, am să-l țin așa, sper că e ok acum și era, uite așa, așa era făcut. Și pe partea aceasta, atât așa, diverse sfaturi. Aici ne este prezentată rutina de îngrijire a tenului de la Oriflame, de la gama Novage mai exact. Și vă explică toți pașii pe care îi puteți urma pentru a obține rezultatele pe care le doriți voi.
Deci mi se pare o agendă chiar must have. Tu vei explice și pașii pe care să-i urmați în îngrijirea tenului și pașii ăștia puteți să-i urmați și dacă aveți alte produse de la alte game, nu neapărat de la Oriflame sau de la Novage, pentru că sunt aceiași pași și aceeași rutină, să fim serioși. Deci, în concluzie, vă oferă și niște informații, zic eu, necesare sau nu știu cum să le zic exact. Aici sunt și produsele wellness, vă oferă informații și despre ele, sunt produsele acelea pentru îngrijire corporală. Aici mi-am notat eu diverse chestii, sunt pagini pe care vă puteți nota. Și încă o chestie interesantă e că odată la câteva pagini are și diverse imagini cu produse. Și am să vă arăt și mai departe. Și mai e și aici cu niște rujuri, sunt rujurile acelea mate, aici este Novage, mă rog, au inserate niște imagini chiar drăguțe și la final sunt datele de contact, tot oferite de către companie. Coperta este așa foarte tare, nu știu cum să-i spun, oricum cred că e din carton. Vedeți și voi pe copertă că se află Alina Eremia. Altceva nu știu ce să vă spun, mie îmi place foarte mult, doar că este destul de mare, adică în cazul în care vreți să cărați o chestie mică, un carnețel, ceva, nu vă gândiți la asta. Adică agenda e destul de mare și de groasă, ca să zic așa. Așa, mai am și un evantai pentru că este acest sezon minunat în care este foarte, foarte frig, dacă înțelegeți ce zic. Și evantai ne ajută, văd că s-a și rupt între timp, minunat. Bine, oricum, chinezăria asta, la cât am luat eu pe ea, putem să cumpărăm oricând altul. Dar n-am zis, e cald și atunci e bună o chestie din asta. Mai ales dacă mergi cu autobuzul și nu există aer. Bine, de obicei există, dar nu în toate și atunci ai nevoie să te recorești. Și ideea e că interiorul l-am cam golit și așa arată geanta în interior. Îmi place foarte mult culoarea ei din interior și mai ales materialul. Mai am în interior doar o sticluță din aceasta în care am avut un parfum. O am de foarte mult timp și nu știu cum s-a dus parfumul, că eu nu l-am consumat. S-a dus pur și simplu în geanta mea veche care miroase numai a parfumul care a fost în interiorul acestei sticluțe. Dar am decis să păstrez sticluța pentru că pot să pun eu alte diverse parfumuri. Deși nu știu pe unde s-a evaporat. Asta am să caut ca să mă decid dacă o să păstrez sticluța asta. Avea oricum pulverizator. Cred că cu toții avem câte o sticluță mică sau ceva de parfum după noi. Mai am și niște șervețele matifiante pentru față de la Optimal. Sunt foarte utile și puteți să le folosiți și atunci când sunteți machiate, dar și atunci când nu sunteți. Și dacă sunteți machiate, nu vă ia fundul de ten de pe față, doar vă matifiază zona aceea uleioasă, ca să zic așa, sau unde aveți voi exces de sebum. Și folosesc și rețelele astea de foarte mult timp și plac foarte mult. Mai am găsit și un ruj care este de la Giordani Gold, nuanța Nude Rose. Nu știu de ce toate rujurile mele ajung să arate ciudat la vârf, dar oricum e nuanța mea preferată de ruj. Este un nude foarte ok, foarte nesesizabil și de asta îmi place să-l port pe el mereu după mine și nu altele. Mai am și... De fapt, hai să vă arăt, dar nu o să-l deschid pentru că am niște chestii care le avem noi fetele. Dar am două buzunare aici unde ați văzut șervețelele și cu rujul. Aici le țineam, în buzunarele de aici. Și aici mai este un buzunar cu fermoar, unde e inscripționată și sigla sa Oriflame de 50 de ani, pentru că compania împlinește 50 de ani în acest an. Și în buzunarul ăsta îmi țin niște chestii de alea feminine, pe care le știm deja. Și mai țin niște pastile, niște chestii de genul ăsta, pentru că, nu știu, eu nu sunt obișnuită să plec undeva fără o pastilă și ceva la mine, în cazul în care mă apucă durerea de orice altceva. Văd că aici am Nurofen și o pastilă de gât. A, și bineînțeles că mai am și stick-ul, pentru că am și nevoie de stick mai peste tot pe unde mă duc. Și cred că asta a fost tot. Da, și mai am și niște baloane, pentru că am fost în... parcher și hoțiorul meu și-a luat niște balane și au rămas pe la mine pentru că i-am promis că le dau acasă, dar văd că am uitat. Și am uitat să vă spun că se deschide și aici geanta, are o capsă aici și o desface și puteți să puneți voi ce vreți. Eu am avut balanele, acum am prins capsa la loc. În principiu asta e gentuța și mie îmi place foarte mult, e destul de încăpătoare pentru că n-am nevoie de foarte multe chestii. Nu știu dacă o să fie foarte util atunci când voi începe facultate, dar deocamdată e foarte ok.
Și acum ar trebui să mă apuc să le pun înapoi, dar nu contează. Și cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut și știu că o să iasă un clip destul de scurt, însă n-am avut atât de multe chestii să vă arăt. Pentru că nici mie și nici vouă nu cred că ne place să ne cărăm cu foarte multe chestii după noi. Chiar dacă oricum noi știm că noi fetele cărăm foarte multe chestii după noi. Și nimeni nu înțelege de ce luăm atâtea sau de ce geanta unei femei este atât de grea, dar hai că aveți deja. Ați înțeles voi ideea. Cam acesta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu pentru a vedea și următoarele mele videoclipuri. În continuare vă invit și să intrați pe contul meu de Instagram pentru că acolo postez cel mai des și acolo îmi veți vedea activitatea tot timpul. Mă gândesc să fac și un concurs cât de curând și îl voi lansa pe Instagram, așa că fiți cu ochii pe el. Eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și rămâneți să ne vedem la următorul clip. Vă pup, pa, pa!